ai un vis, ai o dorință, vrei anumite lucruri. Pe de altă parte, ai niște provocări. Indiferent că ai business-ul tău, că lucrezi pentru alții sau ești freelancer, expert, cu toții ne dorim mai mult. Și probabil că fiecare dintre noi a încercat multe lucruri, căutând acea rețetă miraculoasă pe care mulți o vând printr-o strategie în trei pași, prin 5 lucruri să faci să devii mai slab, mai bogat, mai frumos. Lucruri pe care cred că într-un fel sau altul le-am încercat cu toții. Și cred că te-ai prins și tu, ca și mine, după ce am investit foarte mult, acum ani de zile, în strategii de LinkedIn, de Facebook, de blogging, de SEO, de tot felul de lucruri pentru business, că nu funcționează. Pentru mine, cel puțin, au însemnat stres, bani cheltuiți, eforturi depuse, așteptări neîndeplinite și mi-am dat seama că ceva nu era ok. Pe de altă parte, vestea bună este că rețeta miraculoasă există și cu toții putem să obținem ce ne dorim. Doar că nu în felul în care am crezut până acum. Rețeta miraculoasă este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să o facă personal. De ce? Pentru că fiecare dintre noi este unic. Iar lucrurile care merg pentru alții nu merg pentru noi. Ce avem noi nevoie să facem este unic nouă. Vestea bună este că se poate, vestea mai puțin bună este că nu se poate realiza peste noapte, dar este foarte, foarte realizabil. Eu consider că putem cu toții să trăim viața pe care o iubim și să iubim viața pe care o trăim. Să ne bucurăm de fiecare clipă, mergând mai departe către a obține ceea ce ne dorim. Indiferent că vrei să călătorești în jurul lumii, că vrei să ai relația perfectă, să ai o familie extraordinară, că vrei o nouă mașină, o nouă casă, că vrei o nouă geantă, indiferent ce-ți dorești, le poți obține. Cum? În primul și în primul rând, să știi exact cine ești. Cine ești tu acum? De exemplu, eu am înțeles că nu sunt Smart Profit Accelerator, cum credeam pentru că creșteam business-urile multor clienți de-ai mei, ci în primul și în primul rând sunt femeie, apoi femeie de afaceri. Și apoi sunt antreprenor cu suflet, antreprenor în evoluție. Tu cine ești? În al doilea rând, să știi cu exactitate, cu claritate, ce-ți dorești. Și să scrii pe foaie de hârtie. Cum arată viața ta? Cum arată ziua ta ideală? Și apoi, să devii persoana care obține ce-ți dorești. Acesta este procesul de transformare la care te invit. Dacă vrei doar strategii de business, sigur, cu mare drag le putem face și creiona pentru bine, pentru tine. Dacă vrei să devii persoana care obține tot ce își dorește, te invit în Mișcarea Națională Be You Be Free. Meriți mai mult, poți mai mult și fiind tu însuți, poți să obții libertatea de a face ce vrei, de a fi cum vrei, cu cine vrei, unde vrei. Este Mișcarea Națională Be You Be Free este despre a avea bunăstarea pe care ne-o dorim, a avea dragostea pe care ne-o dorim și cel mai mult dintre toate, a fi fericiți. Fericire care vine din interiorul nostru, pentru că ne e bine nouă cu noi. Pentru că avem pace interioară, pentru că suntem echilibrați, pentru că avem claritate despre cine suntem și unde mergem. Și avem claritate despre pașii pe care îi luăm să devenim acea persoană. Îți mulțumesc că ești parte din Mișcarea Națională, doar prin simplul fapt că ai urmărit acest video.